Aici se votează. Oh, perfect. Nu cred că se supără nimeni dacă îmi pun câteva voturi. Oh, salut! N-am văzut că ești o cameră aici. Bine te-am regăsit pe breasla haiducilor. N-am vrut să fraudez nimic. Da, revenind, ca să-ți povestesc puțin, astăzi este ziua cea mare. Haiducii trebuie să aleagă un nou primar și eu mă voi lupta cu Peter. Va fi o luptă zdravănă, dar eu zic că voi câștiga. Hai cu mine să aflăm! Gamivo ține cu tine. Prețuri mici pentru oricine. Mai multe detalii în descriere. O să invităm la decernarea premiilor Moscar pe următorul haiduc. Participant la acest vot, Blushman. Hai, te rog frumos. Am venit. Și Moscar, mulțumesc, domn, mulțumesc, domnul Puf. Nu știu, bă, nu știu. Hai, nerai să pe tine. Treci bună pe aici. Așa. Eu dau bani. Dragi haiduci, da, tocmai am văzut ce. N-am venit aici ca să vă vorbesc despre ceea ce voi face, am venit să vă vorbesc despre ceea ce deja am făcut. Și dacă doriți vă pot și arăta față de contracandidatul meu, Peter. Tu zombiu, ticla zău și istoria și... Ok. Bă, chiar deci, trebuie să facem un spital de nebuni, cred. După cum, da, bine știți... Cred că nu mai e niciun vot cât de curând, Peter. Nu știu ce, dacă mai majoritatea... Aveți niște încălțări, niște haine foarte scumpe, foarte frumoase și drumurile de la zona de magazine erau pline de nămol, de pământ. Folosim elitra, Blushman. Da, dar când ajungi, tot pe pământul ăla mergi. Intrăm așa că direct în shop. În această dimineață ai m-am ocupat... Ai asfaltat direct pe... Hei, eu te-am lăsat să vorbești. Hei. Liniște. Eu te-am lăsat să vorbești, da? Uite, vedeți ce fel de contracandidat avem? Așa, revenind. M-am ocupat să transform drumurile. După cum a zis Peter, nu trebuie să fiu căpetenie haiducească pentru a face asta și exact asta am făcut. Chiar dacă nu am câștigat, chiar dacă nu așa, m-am ocupat de drumuri să le transform și urmează să le ofer și detalii, nu doar piatră simplă pe acolo. Ai avut o lună de zile, n-ai făcut nimic, pe lângă asta, înainte de alegeri. Bă, ia, du-te tu de aici, stai că l-am arătat, ia du-te tu de aici, gata. Bă. Ce băi, eu l-am lăsat să vorbească, ce facem aici? Bă. Să mă lase să vorbesc, cum adică? Că mi-a dat în inimă. Mă scuzați, Colpir, că v-am lovit la cap. Mă scuzați, Colpir. Așa. Bun, eu să continui pentru că pot. Las loc, vă rog. O să continui fără Peter, să fie liniște pe aici. Așa, pe lângă faptul... Pe lângă faptul că m-am ocupat de drumuri, m-am ocupat și de statuia Wardenului. Eu dispărut de acolo, terraforming-ul e făcut, e frumos. Și, ca să fie treaba... Asasinare! Bă, du-te că-ți mai dau una dacă nu taci. Asasinare! Bă, dacă nu taci... Asasinare! Asasinare! Mamă, ăsta e și mai agresiv ca Peter. Asasinare! Direct, bă, dacă nu taci, bă, dacă nu taci, bă, dacă nu taci, bă, gata, s-au făcut liniște în sală, gata, hai, eu vreau să-mi continui aici, bun, deci, revenind, am construit chiar și o hartă foarte mare de 9x9, unde am introdus toate bazele haiducilor, însă din păcate pentru domnul Panda nu am reușit să introduc întreaga bază, așa că o voi mări la 11x11. Asta-s finare! Vă mulțumesc că mi-ați ascultat. Asta chiar era Peter, nu bătrân. Da. Scuzați. Vă mulțumesc deci că m-ați ascultat. Că am fost distras tare, gen, ce-i baza lui Panda? N-am încăput pe harta pe care am făcut-o, unde am introdus toate zonele. Okay. Da. E mare. Da, este de 9x9 și o voi mări la 11x11. E mare. Întrebări, da, dacă aveți... Da, ce ne trebuie nouă hartă, mă băiat? Păi, dar ca să vedem evoluția frumoasă a acestui server. Și pe lângă hartă și drumuri, că nici drumuri nu mă interesează. Ce mai faceți, domnule Blue? Ce mai plănuiți să faci? Păi o să fac o întâlnire, dacă ies, desigur, căpetenie, în care vă voi întreba ce doleanțe aveți, ce dorințe aveți și voi încerca împreună cu voi să găsim soluția cea mai potrivită pentru problemele voastre. Pentru orice problemă, da. Pentru orice problemă. Timp să vin la întâlnirea dumneata, mă.
Păi încă n-am clădire, dar voi face și o primărie unde să putem discuta despre astfel de probleme. Ia, o să veni și la primărie. Dacă eu vreau o cameră mai șmecheră decât asta să fie ceva. Mai șmecheră decât asta va fi, da, 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 da. O cameră de întâlnire pentru haiduci șmecher ar merge chiar. Da, da, da. Da, da, ar merge, chiar ar merge. Adică asta e lovitură de stat, lovitură de stat, lovitură de stat, lovitură de stat, lovitură de stat. Nu. Oh, nu. No. Sfântul Petru. Nu. L-am vrut după geam pe băiatul meu. Da, apreciez, apreciez, domnul bodyguard. Apreciez. Dar și dumneavoastră ați merita o soartă de gen. Păi, dar nu m-a lăsat să vorbesc, a făcut gălăgie în sală. Da, păi, dar nu m-ați lăsat să intervin. A, îmi pare rău, îmi pare rău. Păi, stai să vină și Peter să vă calmați și să votăm, zic. Da, 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 exact, da, 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 trebuie să votăm, da. Mai urmează să moară careva de mâna lui. Ce să votăm? Ce să votăm? Că ăștia doi nu sunt buni, nu sunt buni de nimic niciun, sincer. Nu sunt buni? Da, Domino a fost mai bun? Da, da, Domino care... Da, ai și tu punctul tău de vedere, ți-l respect. Bă, nimeni nu-i bun pentru jobul ăsta, e greu. Ca și cu Domino. Da, da, da. Și trece direct în vacanță. Bă, dacă să mai repet o dată istoria, o să particip, eu să vă arăt cum să face. Dar până atunci... Bă, eu l-aș vota pe Panda, nu o să mint. Da, și eu, că la ce bază. Gata, mă, te-ai calmat? Fapte nu vorbe, fapte nu vorbe, da, domnilor. Da, da. Exact, exact. Te duci, mă. Păi da, eu cel puțin până acum am făcut fapte. Bă, să știi că Blushman a mișcat ceva azi. Ai, că am făcut două fapte. Ai omoră de două ori contra candidatul. Mai mult decât contra candidatul. Pantalonii! Unemis pantalonii. În chest, cred că. Nu lăsați, bă, așa fără pantaloni. Bă, în chest, cred că erau, nu? Nu era în chest. Nu era un alb? Dă pantalonii, dă pantalonii. Dă pantalonii, 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 dă pantalonii. Uită-te la el, bă, dar nu-ți la mine, dar ce nu înțelegi? N-ai un end crystal la tine? Poate ar trebui să-i potolim un pic, bă, băieți. Bă, dar eu n-am făcut nimic, cum adică? Nici eu n-am. Sincer, după... Eu nu știu, n-ai un totem în plus la tine până să cumpăr. Dezbatere electorală, asta ai. Da, cred că ar trebui să-i potolim un pic, bă, băieți, că s-au cam încinși spiritele. Am mâncat un tort în pompă Sfântul Petru pe ei, pe un doi. Da, da, cred că ar trebui băgați la somn un pic, înainte de Sfântul marele vot. Sfântul Petru. Saint Peter, la somn, haide. La... 6 metri sub pământ. Da. Așa. Da, mă, bun. Ce votăm? Ce ai făcut? L-ai omorât iarăși? Ah. Răul cel mai mic, răul cel mai mic. Bă! Măi, nu uiți la el! Așa, mai bine. Le-ai zburat pe geamul? Porta la bază. Da, un pic. Așa, dați-mi și mie pantalonii, vă rog. La mine nu-s. Bă, nici la mine. Bă, nici la mine nu-s. Bă, dar nu-s la mine, mă! Uită-te la el! Pantalonii, nu? Colpir? Bă, mă uit acum să văd, cam, dar n-am. Avem președinte în chiloți. Bă, nu erau cu ceva alb, păi? Bă, erau cu ceva, nu știu cu ceva. Nu erau cu ceva alb, știu că i-am pus înapoi în ăsta în cufărul ăla. Uită-te la el, uită-te la el. Na, mai zi ceva. Mai zi ceva. Na, ce poți să faci cu ăsta, da? Eu l-am omorât ca să tacă, băiatul meu voia la bătaie în continuu, na. Ui la el, mă, că nu se potolește, domnule. Gata, mă, hai, bă, gata. Da, mă, nu se potolește, omul ăsta, domnule. Bă, uite-te la el, mă. Uite la el. Bă, calma. Ce război. Bun. Bă, dacă nu vă chemați neamurile, nu-i întreagă treaba, mă. Pe ori ne bate aici unul ce. În apărarea mea nu am început eu, da? În apărarea ta nu m-ai lăsat să termin cu discursul. Pleacă, bă, uite-te la el. Care mai lovește primul sări în poem. Da, 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 susțin. Dați în Peter, susțin. Deci nu vă mai loviți între voi, aici, care lovește primul pe ăla. Dar tu ce ești tu, bă? Crezi că dacă ai o armură de netherite șmecher? A, uite, ăsta e primarul pe care doriți să-l votați, uite. A, mulțumesc de mult. Primare, votul meu m-ai făcut și sărac. Ar trebui direct să plec. Oricum, serviciile, știu totul. Ce servicii secrete? Știam de înainte să mă bag în toată schema asta, știam cum funcționează. Și el zice că eu sunt bătrân, mă, cum da, exact, cu serviciile. Știu eu, las că știu eu.
Vezi că paranoia e boală grea, frate. Na, stai de vină, Elon Musk, da, știu eu. Eu zic să votăm, băieți, eu zic să votăm. Da, dacă mai aveți întrebări, dacă nu... Sunt întrebări, ok, bun. Întrebări aveți? Da, că eu n-am apucat să întrebări? Răspund. Da. Am fost atacat de contracandidat. A, da, tu m-ai atacat întrebări. Prima oară. A, uite, da, uite, uite. Sări cu sabia la mine din nou. Potuliți-vă, mulțumesc, mulțumesc. Așa. Păi nu m-ați lăsat, domnul Peter, să vorbesc. Eu v-am lăsat să vă țineți discursul. Ați vorbit în continuu. Nu, 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 nu m-ai lăsat să vorbești. Ba, eu v-am lăsat să vorbiți. V-am lăsat să vorbiți. Cum adică? Avem martori, atât de multă lume aici. Am o filmare, chiar. Da? În care pot demonstra. Păi, a, că v-am lăsat să vorbiți. Bun, bun, bun. Întrebări, dacă nu aveți, atunci votăm, mă gândesc, nu? Da, puteți vota. Da. Haide să votăm, domnilor. Cum? Unde? Hai la coadă. Eu nu știu, sincer. Ajută-mă. Ajută-mă. Haide, Blue, haide, Blue, să nu te-ai uita, uite. A, eu oricum nu votez, adică nu mi se pare normal să votez. Nici eu nu votez. Da, da, da. A, nu? Votează doar cetățenii. Mamă, dar ați făcut... Cabină de probă, iau-ți. Nice. Bă, bă, nu mai mulți într-o urnă, într-o singură, bă, mai... E, stai la coadă. Vreau să votez, vreau și super, la coadă. Dar eu nu votez, eu nu votez, de-aia... Păi da, eu stau la distanță și... Gata, și domnule. Am auzit, s-o votat. Da, 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 și am auzit. Ok. Bun. Dar tot așa câte unul. Eu nu o să stau lângă Peter, stați un pic, eu vreau aici la apărare, că nu mă simt în siguranță. Dar Bule, stai în picioare să nu se mai întâmple nimic. Cum a plecat Blushman de lângă mine, miroase așa de bine, foaie. Cu golpil lângă tine, nu cred. Ah, ok. Poți să-mi schimb vot? Golpil înapoi. Nu mai poți. Apreciez golpil votul tău, apreciez. Oh my god. Ok, Panda, tu stai pe partea aia lângă Peter, eu stau aici lângă scandalgiul ăsta. Eu-s cu minte, eu-s cu minte, domnul, gata, nu fac nimic. Ascult. Doamnelor și domnilor, dragi haiduci, dragi haiducește. Ok. S-a rezolvat? Bun. Voturile au fost, cum îi zice, plasate în urne. Acum o să rog pe domnul Tunet să îmi aducă voturile ca să le putem număra și să vedem cine a câștigat premiul Grammy de anul ăsta. Hai să vedem primul vot. Primul vot pentru Blue. Mulțumesc, apreciez. Ok. Asta ai vrut să faci tu, Neaș? Da. Scuze. N-am vrut să fac o scenă aici, îmi pare. Ai scăpat unul. Al doilea vot. Sau? Pentru Blue. Hai că le strâng eu. Mulțumesc. Nu facem mizerie. Ok. Al treilea vot, iarăși Blushman, 3-0 de punctată, domnule. Mulțumesc. Tensiune. Foarte mare. Dar ce nu le-ați scris și voi toți la fel, mă? Al patrulea vot, iarăși pentru Blue. Mulțumesc. A dat șpaga bună, băiatul ăsta. Numărul 5 pentru Blue. Mamă! Da. Și votul numărul 6 pentru Peter. Deci unul la 5. Am și eu unul, nu am votat eu. Deci... premiul cel mai puturos haiduc merge către... Mulțumesc. Yeah. Următorul... Bă, da, putem să zicem că pe tine la muncă, îi aducești. Să fii sănătos. Dragi haiduci, vă mulțumesc că m-ați votat. Sper că v-a dat niște minciuni bune. Apreciez. Make Brasla great again. Da. Deja doresc să vă anunț că... înțeles. Săptămâna viitoare va avea loc licitația pentru magazinele care nu au stăpân, nu mai au stăpân. A, ceva ce am zis și eu, adică, ok, mi-ai furat ideea. Asta era deja ideea de la căpetenia aici. Trecută. Mă rog, nu mai contează. Doar că, din păcate, răposatul Domino n-a reușit să o pună în aplicare, așa că vreau să-i duc torța mai departe și vom ține... licitație săptămâna viitoare, da. Licitație, ok. Da. Să vă pregătiți nice. Diamantele, gândiți-vă momentan shop-ul de redstone și cel de mud, după care mai vedem. Da. Primul pas. Bă, așa începe. Lasă că vedeți voi. Să fie într-un ceas bun atunci. Nu-l interesează că e la 5.000 de kilometri. Lasă că știu eu. Domn primar, domn președinte, cum? Domnul Blue, puteți să-mi spuneți atât, nu? Domnul Blue, care te-a votat, nu doresc. Doar atât v-am spus. Ce-ai zis?
Ce am fost singurul ce te-a votat, ei ceapă. Îți mulțumesc. E ceapă. Deci acum puteți pleca, da? Da, da, da. Deja au trecut 3 zile și 3 nopți pentru o singură votare. Da, așa este, așa este. Ca la nuntă. O dura mult, o dura. Ca la nuntă. Ce să mai licitez, oare? Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc, dragi haiduci, pentru susținerea acordată și pentru vot. Cu plăcere, cu plăcere, cu plăcere. Într-un final, am câștigat alegerile și, din fericire, fără să mor, că am mâncat o grămadă de bătaie de la Peter și, din păcate, și-a pierdut pantalonii, însă, deoarece i-a pierdut din cauza că eu l-am omorât, ei bine, i-am dat pantalonii mei și un ingot de netherite. Iar acum, ca să fiu sigur că eu nu mai mor, îmi voi cumpăra de la Ionuț un shulker cu toteme care îl oferta, am văzut că mai este o grămadă de șulcăre acolo și voi lua unul foarte repede. Hai să luăm din partea asta. Deci era aici, da, un șulcăr de toteme plus unul de mâncare și voi lua în felul următor. Ăsta cu cel de Golden Carrots, deoarece pot pune morcovii de aur la vânzare și practic am cumpărat totemele gratis. Așa că voi pune aici, bam, oh, nu, stai, îl punem pe ăsta sau să le mut, bine, le voi muta atunci în ăsta galben. Bă, stai. Deci aici trebuie să fie niște flori galbene. Darkule, nu spune că ai scos toate florile galbene. Mamă, pe bune. Ia uite, acolo e o floare galbenă, perfect. Bine că a lăsat Dani florile galbene și acum îmi pot colora foarte rapid șulcărul. Bun, s-a rezolvat, îl pun acolo la vânzare și, după cum am spus, îmi voi scoate banii pe toteme la un moment dat. Sau măcar jumate din ele, că împart cu Dark, însă ați înțeles ideea, acum am și eu toteme, apreciez că mi-a dat Ionuț acolo unul sau două ca să nu mă omoare Peter, că m-a luat la bătaie ca lumea. Și ce am făcut pe live-ul de duminică pentru cine nu a fost pe live? Ei bine, am lucrat la drumuri ca să nu mai fie din pământ, momentan este doar stone, însă toate drumurile din această zonă de magazine vor arăta în felul acesta cu andesit, cu stone brick și desigur cu scări, să fie acolo un pic de adâncime la ele, iar pe lângă, nu voi face în felul ăsta, voi pune frunze și garduri, plus o grămadă de lumini, dar încet încet mă voi ocupa și de ele. Iar după ce am terminat cu drumurile, m-am ocupat de această hartă. Momentan este doar de 9x9, însă o voi mări la 13x13, adică mă voi duce câte două blocuri în fiecare direcție. Sau, să mă duc cu 1, 1 și 2 în sus. Da, ar merge și atunci va veni 11x11 pentru că nu încape baza lui Panda. Mai are sus fabrica aia, furnace-ul, așa. Smelterul automat și craniul ăla, plus cam atât, plus în partea asta nenea tunet, deci ar veni două hărți, două spre stânga și două în sus și atunci 11x11 pentru a avea o hartă cu întreaga zonă. Nu știu ce e acolo, dar avem zona lui Panda, acolo castelul lui Ganicus plus cubul, aici jos zona lui Domino și chiar trebuie să vedem ce facem și cu shop-urile lui Domino. Acum mi-am adus aminte, plus ăsta îmi place cel mai mult. Deci cum arată pe hartă shop-ul de sniffer, nu că e al meu, doar forma aia îi mega șmecheră. Și dacă tot voi face săptămâna care vine o licitație pentru magazinul de noroi al lui Dani și magazinul de Redstone, cel mai bine ar fi să licitez și pentru nenea Domino, ca să nu rămână aici tarabele și fermele nefolosite. Atunci va cumpăra cineva, nu neapărat tarabele, dar ferma plus stocul de piele și în partea asta ferma plus stocul de froglight-uri, ceea ce ar fi șmecher ca să mai fac oamenii oferte, poate le pun la mall și așa mai departe, că până la urmă, auleu, nu ar fi atât de bine să rămână nefolosite și să zicem că pe viitor vom avea nevoie de piele, păi avem o fermă gata făcută, o folosim pe aceea, doar dată la licitații și cu banii pe care o să-i fac în urma licitației, eventual voi plăti pentru materiale la drumuri sau chiar pe cineva care să construiască anumite lucruri pentru acest orășel.